Suntem în cartierul Bahnen, stimați telespectatori, cartier care, pe zi ce trece, arată mai bine. Văd că trotuarele sunt făcute, asta este chiar strada Alea Căminului. Văd că sunt trotuare, sunt locuri unde or să fie bănci. Totul este să se mențină. Doamnă, locuiți în cartier, știu suntem aproape vecine. Da, da. Ce părere aveți despre modul cum s-a refăcut totuși cartierul și cum o să se refacă? Da, cum a fost și cum e acum, da, e bine. E bine, sunteți măcar de s-ar menține. Da, asta e. Să mențină, să-l păstreze, curățenia, să păstreze toate astea, da? Spuneți-mi la dumneavoastră aici, în zonă, gunoiul se ridică la timp? Da, noi avem containeri în fața, da, și e la timp. Și se ridică în fiecare zi? Da, da, da. Deci, da, din punctul ăsta de vedere, nu sunt avem probleme. Nu, nu, nu. Și văd că, uite, trotuare, profiți. Da, e foarte bine, cum a fost. Acum să fim noi sănătoși. Să fim putem sănătoși să, cu toții. Da, ca să ne bucurăm de ce bine, s-a tot făcut. Bahnele se reface, da, nu se poate reface într-o zi. E normal, da, da. Ce părere aveți, doamne, despre cartierul care începe să arate altfel? E frumos. Vă place? E frumos, dar n-avem unde să întindem rufele. Adică locuiți la parter? Da. Până acum unde le întindeați? Aveam fiecare aici afară. Era tare urât. Era urât. Era tare și așa urât. E urât. Da. Acum e frumos, să știți. Este, este. Frumos, uite, trotuare, da. Avem grijă să-l păstrăm, dar nu se păstrează, să știți. Asta din e... păcate, din păcate și... Din păcate și e mare păcat, să știți, că se costă și foarte mult această transformare și muncă foarte multă și... Da. Deci și dumneavoastră ați constatat că nu prea se păstrează. Nu se păstrează, nu se păstrează. Da. Dacă ar fi să-i puneți o întrebare domnului primar, ce întrebare i-ați spune? Îi mulțumim că a făcut așa și să fie sănătos. Aveți ceva să-i reproșați? Mai mult de... Că n-aveți sârme, n-aveți unde să vă uscați rufele. Atât, dar în rest nimic. În rest sunteți mulțumite. Suntem. Toate bune, e foarte doamne. Frumos. Sunteți locuitori ai acestui cartier, care văd că arată din ce în ce mai bine. Ce părere aveți? Este foarte bine. Este bine? Vă place? Da. Vă place. Doamnă, dumneavoastră ce părere aveți? Da, este foarte frumos. Mie îmi pare bine pentru că am un spațiu comercial aici, încât chiar este bine pentru că pune camere de loave de supraveghere, a pus iluminat, încât e spații verzi, este foarte. Dacă ar fi să-l întrebați ceva pe domnul primar sau să-i faceți o propunere, care ar fi? Cu parcările va fi groaznic. Cu parcările deja este neplăcut, dar ce să facem? Nu e spațiu. Foarte puține parcări și multe mașini. Nu știu, stimați telespectatori, n-am mai fost de mult tare aici, pe locul ăsta. Sunt vreo 3 ani, cred, nu? Nu, mai puțin. Un an de zile, un an și jumătate. Sunt în biroul domnului Cristi Nisăilă, primarul municipiului Focșan. Bună seara! Sărmă, doamna Lenormanda, bună seara, dragi focșaneni, dragi brânceni, stimați telespectatori. Ce să facem? Muncim din răsputiri să ducem până la capăt toate proiectele începute, să punem în operă noi proiecte, ne zbatem cu această situație pe care o simțim cu toții, acea inflație care efectiv ne îngreunează foarte mult situația financiară a fiecăruia, vorbim aici atât ca și primărie cât și ca persoană fizică. Dar sperăm noi să facem față și cu sprijinul, bineînțeles, a guvernului, pentru că au mai fost unele măsuri, nu atât de multe pe cât aș fi crezut că ar fi fost necesare, măsuri care să ne ajute să trecem cu bine peste această perioadă destul de dificilă pentru toată lumea. Știu că aveți multe proiecte, eu am vin în Bahnă acum, unde am văzut că începe să prindă contur acest proiect pe care l-ați început deja. Văd că lumea e mulțumită, am luat câteva interviuri și doamnele cu care am vorbit, toate v-au transmis salutări și multe mulțumiri. Acum se pune problema când este gata și dacă o se mențină, pentru că s-au făcut lucruri foarte frumoase acolo. Da, mă bucur că aud acest lucru. Eu periodic merg pe șantier să urmăresc îndeaproape cum se derulează aceste lucrări. Mai sunt și unii cetățeni nemulțumiți. Nemulțumirea generală a focșănenilor și nu numai a focșănenilor, a românilor în general, mai ales cei care locuiesc în mediile urbane,
este aceea că locurile de parcare nu sunt suficiente. Noi căutăm soluții și în acest sens. Vreau să anunț doar atât locuitorii cartierului Bacnici, nu numai, că deocamdată aceste lucrări vizează doar reabilitarea căilor de acces, de fapt a trotuarelor, a spațiilor verzi, unde pentru prima dată în municipiul Focșani avem un sistem integrat de irigații, adică toate spațiile verzi din cartierul Bahne vor avea sistem automatizat de irigații, un sistem nou de iluminat public, un sistem de supraveghere video și, bineînțeles, ne dorim foarte mult să avem aceste spații verzi să fie întreținute. Noi ne vom da toată silința, însă fac cu această ocazie un apel, dacă tot mi-ați lansat această întrebare, fac un apel la toți cetățenii încă o dată să înțeleagă că aceste spații verzi le administrăm noi, Primăria Municipiului Focșani, prin Direcția de Dezvoltare la finalizarea acestui proiect și aș dori să nu se mai facă intervenții de către cetățeni fără a fi cerută o părere din partea noastră, mai ales că în acest moment, așa cum vă spuneam, avem acest sistem de irigații. Orice săpătură în spațiu verde poate să afecteze rețelele, conductele care duc către aspersoare și am avut situații de genul acesta când unii cetățeni binevoitori au săpat ca să planteze anumite flori, anumite plante, anumiți arbuști și au secționat aceste conducte și ne-au creat neplăceri. Dar sper eu să se înțeleagă și să putem să finalizăm cu bine acest proiect. Proiectul se va finaliza fără doar și poate, este un lucru cert și vreau să asigur pe toți cetățenii că va fi gata, iar toate aceste, să zicem, eventuale inadvertențe, eventuale mici defecțiuni care apar în timpul execuției unor lucrări, nu vor fi acceptate la plată la recepția finală. Deci dau asigurări că proiectul va fi exact așa cum a fost el gândit în biroul de proiectare. Dar în ceea ce privește camerele de supraveghere, nu puneți în Poenița niște camere de supraveghere? Vom avea un alt proiect la care lucrăm deocamdată la studiul de fezabilitate. Analizăm toate zonele vulnerabile din municipiul Focșani, unde vrem să instalăm cât mai multe camere de supraveghere video. În acest moment, în municipiul Focșani, sunt funcționale 86 de camere de supraveghere. Printr-un alt proiect pe fonduri europene, cel privind managementul de trafic, vom avea supravegheate intersecțiile de la intrările principale în municipiul Focșani, plus 30 de intersecții semaforizate care vor fi monitorizate prin camere de supraveghere video, inclusiv cu posibilitatea de a citi automat numerele de înmatriculare ale autovehiculor, tocmai pentru a putea să prevenim pe cât mai mult posibil eventualele infracțiuni, eventuale abateri de la lege. Spuneau ceva doamnele cu care am vorbit azi dimineață în Bahne despre sensuri unice pe care vreți să le faceți și în Bahne? Da. Este singura variantă. În momentul în care apare o supraaglomerare a domeniului public cu autoturisme care sunt parcate, staționate, este singura variantă de a mai crea niște locuri de parcare suplimentare, locuri de parcare pe carosabil. Pentru că, din păcate, așa a fost gândit în anii 1960-70 municipiul Focșani în general. Străzile nu sunt atât de generoase, nu sunt atât de late, astfel încât să putem construi locuri de parcare fără să afectăm circulația autovehiculor și atunci singura variantă ar fi să creăm aceste sensuri unice, iar pe carosabil să amenajăm locuri de parcare. Da, o să fiu întrebat, dar de ce nu construim locuri de parcare supraterane și subterane? Avem un asemenea plan, tocmai pentru cartierul Bahne. Următorul proiect pe care îl vom derula este acela de a reabilita tot ce înseamnă parcări și carosabil de pe străzi, iar în mod expres am cerut proiectantului să se gândească la o variantă prin care să construim tot pentru prima dată cartierul Bahne o asemenea parcare supraterană și subterană, pentru că este singura variantă de a putea să obținem un număr cât mai mare de locuri fără a ocupa foarte mult spațiu pe domeniul public. Dar așteptăm rezultatul proiectării și să vedem care va fi exact soluția tehnică propusă de specialiști. În ceea ce privește piața din Bahne, domnule primar, văd că lumea totuși plânge după piața aia care era. S-a făcut o parcare ce... Nu. Este impropriu spus. Prin proiect a fost prevăzut să se amenajeze și să asfalteze acea zonă. S-a asfaltat. Construcțiile provizorii care reprezentau piața din Bahne au fost temporar demontate.
urmând ca la finalizarea proiectului de resistematizare a cartierului să fie remontate în situația în care vor fi solicitări din partea cetățenilor. Da, într-adevăr, acum se utilizează acea zonă ca parcare pentru autoturisme, pentru că sunt alte parcări în reabilitare, în parcările aferente străzilor Panduri și străzilor 8 Martie, sunt deja în reabilitare și am dat voie cetățenilor să-și parcheze mașinile în acea parcare. Deci, piață, până la urmă, tot o să existe în Bacne, trebuie da? Să existe, trebuie sigur. Să existe. Trebuie să existe, chiar dacă sunt acum mai multe hipermarketuri, marketuri de cartier, dar e binevenită și o piață pentru a putea producătorii agricoli să-și desfacă produsele proprii. Să știți că zona Bacne, prin asta se lăuda, prin cultivatorii ăștia de legume, de fructe, de... Să știți că am făcut o analiză în cei 6 ani de când sunt primar și cererile erau doar pe perioada sezonieră, atunci când, într-adevăr, producătorii noștri aveau produsele proprii, nu pentru cei care aduc și comercializează legume, fructe din import, pentru că acestea sunt comercializate în piața agroalimentară din piața Moldovei, plus în hipermarketuri. Da, vin oamenii cu așa este, proprii, da, au grădini acolo, grădini de zarzavat, din asta se caracteriza zona Bacne. Am văzut că ați pus foarte multe bănci în cartierul Bacne, dar în spatele locurilor. Da, s-au creat aceste zone de relaxare și aceste zone de recreere, atât pentru toți cetățenii, cât și spații de joacă pentru copii. Avem 14 locuri de joacă pentru copii. În acest proiect vom reabilita inclusiv parcul olandez, cum îl știm cu toții, parcul de lângă cecul din Bacne. Este o prevedere a Uniunii Europene, aceea de a crea și aceste spații de relaxare și de joacă pentru tineri, pentru copii, pentru toți cetățenii și s-a ținut cont de cel mai multe ori că amplasarea acestor băni să nu fie făcută în imediata apropiere a geamurilor locuințelor cetățenilor pentru a nu crea disconfort. În ceea ce privește disconfortul, vedeți, ar trebui... Nu știu, unde ați spus că aveți 14 locuri de joacă numai în Bacne? În tot cartierul Bacne. Or să fie. Sunt deja multe dintre ele construite. Da. Pentru unele s-au amenajat deja platformele. Urmează doar să monteze mobilierul aferent spațiilor de joacă. Pentru că e o criză de locuri de joacă. Eu mă refer la Poienița, unde locuiesc eu și acolo sunt mulți copii foarte drăguți, îi iubesc foarte mult, dar n-au unde să se joace. Vor avea se foarte joacă în mijlocul străzii. Vor avea foarte multe locuri de joacă. Aibă, da? Inclusiv în parcul olandez vom construi un loc de joacă generos, plus că noi prin alt proiect construim din bugetul municipiului Focșani încă 12 locuri de joacă noi în tot municipiul, în afară de cele care au fost construite în mandatul precedent în curțile grădinițelor. Deci, practic, cetățenii deja au văzut, au fost date în folosință câteva dintre ele, vorbesc aici de locul de joacă pe strada Bârsei, locul de joacă pe strada Teiului, locul de joacă pe strada Marea Unirii. Iată că urmează acum să mai dăm în folosință un loc de joacă pe Bulevardul Independenței, în spatele, de fapt, direcției Silvice, pe Leopoldina Bălănuță. Așa, da. Mai sunt gata câteva locuri de joacă, aproape gata, unul pe strada 1 decembrie, mai avem în cartierul Anele, unul dintre ele era gata, dar din nefericire a fost incendiat de către un cetățean care încă nu a fost identificat. Când a fost asta? Anul trecut. Locul de joacă de la Mândrești, am trecut pe acolo și este picioare. Locul de joacă de la Mândrești acolo, a fost construit, e dat în folosință de foarte mult timp și este foarte bine întreținut de către colegii la Direcția de Dezvoltare și sper eu ca să fie o bucurie pentru toți copiii din cartier. În curând vom inaugura, sper eu, că se poate de repede și Parcul Bălcescu, unde de asemenea este un loc de joacă generos pentru toți copiii din municipiul Focșani și nu numai. Am fost acum 2 zile în Parcul Bălcescu, chiar le-am arătat telespectatorilor, arată foarte bine, era cineva care tundea iarba, se muncea de zor acolo, da. Nu venea să mai plec, e umbră, e frumos, e verdeață, arată super parcul, da. Arată super. Sper am adus aminte de tinerețea mea, unde aveam o bancă pe care mă întâlneam cu un băiat, mă întâlneam și eu cu un băiat, nu? Normal, firește. Dar e cu totul alt parc, e cu totul alt, da, dar e foarte frumos. Sper eu ca după ce va fi recepționată lucrarea și după ce îl vom da
în folosință, toți focșănenii și toți vizitatorii municipiului Focșani să se bucure și să aprecieze munca tuturor, munca de echipă pe care am depus-o acolo și să se bucure cu toții, așa cum spuneați dumneavoastră, de spații verzi, de umbră, de locuri de joacă. Avem inclusiv locuri de joacă pentru șahiști, avem un mini-amfiteatru, avem pentru prima dată în municipiul Focșani. O să fie și un mini-amfiteatru, da? Da. Un loc de joacă destinat animalelor de companie, un loc pentru iubitorii de skateboard, inclusiv fitness în aer liber, pentru șahiști avem o pergolă dedicată dumnealor, fântâne arteziene, labirinturi, va fi ceva extraordinar. Sper eu să, fie apreciat de toți focșanii. Dar casele astea din grădina publică nu ne mai dărâmați? Din grădina publică nu putem să le dărâmăm. Acestea au fost construite pe fonduri europene și foarte bine, după cum bine știți, nu pot fi dărâmate. Deocamdată ne-am gândit să le dăm o destinație pentru ca nu mai rămâne așa neutilizate. În curând, după ce vor fi, bineînțeles, reparate și adaptate cerințelor activității Serviciului de Evidență a Populației, vom muta Serviciul de Evidență a Populației aici pentru a fi aproape și de primărie. Am gândit ca fiind o destinație, spun eu, adecvată, pentru că este în centru. Mai mult decât atât, la Evidența Populației, la Starea Civilă, se mai oficiază și căsătorii și foarte multe căsătorii, după cum știți, le oficiam în grădina publică și sunt în imediata apropiere. Și sper eu să fie de bun augur, mai ales că avem și parcarea de la Casa de Cultură, care ne poate ajuta foarte mult. În acest moment, serviciul, după cum probabil știu toți cetățenii, funcționează pe strada Cuzavodă, lângă Vama, din municipiul Focșani, dar este un spațiu mult prea mic pentru activitatea de evidență a populației, mai ales că acolo este un grad mare de adresabilitate, sunt foarte mulți cetățeni care vin și care așteaptă uneori și nu-mi place deloc să-i văd că stau și așteaptă pe scări sau prin parcare să le vină rândul pentru a putea să-și depună documentele sau să-și ridice documentele. Apropo de parcări, spuneați parcarea din grădina publică, este și parcarea de la Eletica, se mai plătește? Eu nu mai știu. Sigur mai că da, sunt parcări cu plată, da, în municipiul Focșani. Și firesc, cum este și firesc, este... dar nu mai parking cu uzdați desfințat, am înțeles. Societatea Consiliul Local al municipiului Focșani, parking ESA, e în procedură de dizolvare, încă nu este finalizată această procedură, dar activitatea de gestionare a locurilor de parcare a fost preluată încă din luna mai de către Direcția de Dezvoltare și din acel moment Direcția de Dezvoltare se ocupă de tot ce înseamnă contracte pentru locurile de parcare, atât de reședință cât și cele cu plată și de gestionarea locurilor de parcare. Mai puțin activitatea de ridicare auto și de blocări pentru cei care parchează pe locuri nepermise. Dar asta se fac în continuare, ridicări, blocări, trebuie se de fac dar de către, mai puțin, am văzut se că fac e de către, e orașul destul de aglomerat. Da, să știți că așa este, însă trebuie să fim conștienți de faptul că, mai ales în această perioadă, când sunt foarte multe șantiere deschise în municipiul Focșani, avem o problemă legată de cei care, din nefericire, nu înțeleg că pe acea zonă unde se derulează lucrări ar trebui să nu fie lăsate în timpul zilei mașinile. Înțelegem, pe timp de noapte să-și găsească un loc de parcare adiacent, dar atunci când utilajele constructorilor sunt în funcțiune să fie, eliberate zonele de lucru, pentru că altfel riscăm să fie accidente. Domnule primar, strada Muncitori, parcă Muncitori se numește, nu? Da. Care este îngrozitoare. Când o să fie? Păi nu, strada Muncitori este finalizată. Strada Udobești și strada Udobești și strada Bicaz. Așa. Sunt două străzi începute încă de anul trecut. Am avut nenumeroase probleme pe acele străzi. Ce probleme? În primul rând, cetățenii care locuiesc în acea zonă, mai ales pe strada Udobești, știu foarte bine că nu aveau până acum gaze naturale și m-am zbătut ca să poată să beneficieze și dumnealor de acest serviciu. Și a trebuit să așteptăm, pentru că nu era firesc să turnăm stratul de asfalt și apoi să se sape din nou pentru a se introduce conducta de gaze. Și am reușit. S-a introdus conducta de gaze, au fost schimbate rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare. În acest moment se lucrează într-un ritm ce-i drept mai lent, dar acest ritm probabil este dictat și de faptul că urmează un alt proiect foarte important care vizează și această stradă. Vorbim de reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public.
și am spus că nu are sens iar să turnăm asfalt și apoi să săpăm pentru a introduce cablurile pentru alimentarea stâlpilor de iluminat public. Vom avea un sistem de iluminat public nou pe mai multe străzi. Vorbim aici de Odobești, Bârsei, Bicaz, Longinescu, Vâlcele, Anghel Salini, 1 decembrie, toate bulevardele principale, Bulevardul București, Bulevardul Unirii, cu Zavodă, Independenței, Mărășești, Bucegi, Brăilei, deja este montat pe tot ce înseamnă șoseaua de centură, Calea Moldovei și Calea Muntenii, cum o știm cu toți. Și din acest... Vom avea un sistem de iluminat public nou-nouț, care va fi gestionat de la distanță cu un telemanagement și care va permite să nu mai avem acele momente când mulți cetățeni, inclusiv dumneavoastră, m-ați întrebat de mai multe ori de ce în timpul zilei sunt zone iluminate, sunt zone în care stâlpii sunt aprinși. Tocmai din acest motiv, pentru că în acest moment sistemul, așa a fost gândit la vremea respectivă, are doar câteva puncte de aprindere și când vrem să verificăm anumite defecțiuni, trebuie să aprindem o zonă întreagă. Nu se pot face lucrări conform unor normative noi, nu se pot face lucrări pe timp de noapte sub tensiune. Și din acest motiv, toate aceste lucrări se fac în timpul zilei și pentru a putea să verifice și să vadă dacă s-a remediat într-adevăr defecțiunea, e necesară această aprindere a stâlpilor de iluminat public. Enetul, domnule primar, lumea vrea apă caldă. Are lumea apă caldă? Deja este apă caldă? Este deja apă caldă, încă de acum... Eu am centrală și n-am știut, deci... Încă de acum două săptămâni, aproape acum două săptămâni, sunt de când am început furnizarea apei calde către populație. Suntem și aici într-o întreagă procedură de insolvență, să spunem așa. E o situație mai puțin plăcută. Toți cetățenii municipiului Focșani cunosc, cred, situația Ienetului, însă sperăm noi să găsim soluții ca sezonul rece 2022-2023 să ne prindă pregătiți și să nu avem probleme din acest punct de vedere. Vreau să spun doar atât că le mulțumesc și îmi cer încă o dată scuze pentru disconfortul creat și pentru înțelegerea care au dat dovadă cetățenii care sunt abonați și sunt branșați la sistemul centralizat de încălzire și apă caldă. Pentru că, într-adevăr, a fost o perioadă destul de dificilă, dar vreau să vă spun doar atât că, în contextul actual al creșterilor explozive a prețurilor la gazele naturale, practic am făcut eforturi extraordinare și, bineînțeles, am avut și sprijinul Guvernului României. Mai încet, din acest motiv, am și ajuns în această sincopă, o lună de zile aproape să nu furnizăm apă caldă către populație, dar am avut și sprijinul Guvernului și am primit banii necesari pentru a ne putea achita datoriile față de furnizorii de gaze naturale. Am văzut că pe blocul ăla, Ghedoiu, nenorocirea aia de bloc care s-a dărâmat și felicitări pentru asta, mă, că se lucrează ceva acolo. Ce nu, acolo momentan este organizarea de șantier pentru lucrările ce se derulează în cartierul Bahne, dar acolo avem deja cerere de finanțare depusă. Cred că în cel mai scurt timp vom semna și contractul de finanțare. Au fost îndeplinite toate procedurile de evaluare a cererii noastre de finanțare. Și sperăm noi în curând să semnăm contractul de finanțare și să putem scoate la licitație lucrările pentru construirea unui centru multifuncțional acolo, pe locul ăla. Pe acel loc, da, în care vor funcționa mai multe servicii publice destinate cetățenilor. Mă refer aici la un serviciu de impozite și taxe, la un serviciu de evidență a populației, un birou al evidenței populației, poate, ceva punct de lucru și al poliției locale și, bineînțeles, centrul fiind multifuncțional se adresează în special activităților cetățenești care vor fi în special destinate cetățenilor care ar trebui să se integreze sau să reintegreze în societate. De când ați mai fost la blocul Onassis? La blocul Onassis trec aproape săptămânal. Am trecut ieri, pentru că veneam de spre Suraia și mă uitam în curte. Totuși ar trebui cei care locuiesc acolo și care beneficiază de niște condiții excepționale să mai curețe iarba care apare printre... Da, știu, e o problemă generală. Noi am adoptat la un dat o soluție, aceea de a ierbicida aceste zone de pavaj, de răsare iarba și
a dat rezultate, dar activitatea aceasta este foarte laborioasă și necesită și foarte mult timp. Dar, într-adevăr, ar putea și locuitorii de acolo să se îngrijească, mai ales pentru curtea interioară. Da, în rest, spațiile verzi sunt gestionate de către noi prin direcția de dezvoltare. Vă spun și acolo un loc de joacă pentru copii. Au un loc de joacă, au parcări, au toate condițiile. Da, asta e viața. Spuneți-mi, vă rog, domnule primar, când o să fie gata reabilitarea liceului economic? În această vară finalizăm lucrările. Școala o să înceapă într-o clădire. Eu așa îmi doresc, sper ca și conducerea Colegiului Național Mihail Cugălnicianu să își dea tot concursul pentru a putea să finalizeze aceste lucrări. Noi am alocat sumele necesare. Din câte am înțeles, chiar ieri am vrut să fac o vizită la acest colegiu, numai că în această perioadă se derulează probele de bacalaureat și cu această ocazie le urez succes și felicitări. Felicitări tuturor absolvenților, dar din informațiile obținute de la doamna director, au contract încheiat cu o firmă care urmează să finalizeze lucrările suplimentare față de proiect. Practic, proiectul derulat cu finanțare europeană a fost finalizat, însă toate aceste proiecte pe creștere eficienței energetice au o mare sincopă sau o mare lacună, să o numim așa. Ei au finanțat Uniunea Europeană, când spun ei, mă refer la Uniunea Europeană, au finanțat doar lucrări de reabilitare pentru creșterea eficienței energetice. Adică tot ce înseamnă placări, termoizolații, tâmplărie exterioară, sisteme de alimentare cu energie electrică, tot ce înseamnă consum energetic a unei clădiri. Dar nu au fost luate în calcul și celelalte lucrări. Pentru că atunci când intră un constructor într-o clădire, ați văzut, nu ține cont să conserve, eu știu, parchetul să conserve. Plus că în această clădire nu s-au mai făcut lucrări de modernizare de foarte mulți ani, spunea doamna directorul, de peste 30 de ani. Tâmplăria interioară trebuie schimbată, pardoselele la fel trebuie înlocuite sau chiar schimbate, adică schimbate inclusiv soluția tehnică. Și, practic, acest lucru nu a fost finanțat din fonduri europene și a trebuit să-l facem din bugetul local. Și în condițiile astea, liceul a arătat foarte bine, să știți, era foarte curat și da, îngrijit. Da, e un liceu emblematic, unde chiar este, se obțin rezultate extraordinare. Elevii de acolo sunt foarte silitori, bineînțeles, cu sprijinul cadrelor didactice. Care sunt mai indulgente, poate, decât în alte licee, dar lucrurile sunt foarte bune. Da, felicit colectivul de profesori și de tot ce înseamnă personal auxiliar al colegiului, inclusiv părinții elevilor care îi sprijină pentru a putea să... Câte școli mai aveți de reabilitat în Bocșani, domnule director? Acest moment se mai lucrează la școala Angel Salini. Da. E aproape finalizată reabilitarea cantinei de la liceul V de Cotea. Urmează să intre în reabilitare grădinița numărul 16, creșa numărul 7, vom avea un proiect de reabilitare și extindere. În acest moment avem deja semnate contractele, se lucrează la procedurile de achiziții publice pentru reabilitarea grădiniței 10, grădiniței 13, grădiniței numărul 1, reabilitarea liceului Spiru Haret, liceului pedagogic, reabilitarea urmează să intre în reabilitare inclusiv căminul liceului cu program sportiv. Așteptăm, mai avem câteva documentații depuse, în perioada următoare, pe măsură ce vor fi semnate contractele de finanțare, vom anunța cetățenii pentru a putea să informăm cu privire la viitoarele investiții pe care le vom derula. E ceva de lucru, slavă Domnului! Avem foarte multe proiecte în derulare, o parte dintre ele, așa cum vă spuneam, o parte sunt în perioada în care sunt analizate cererile noastre de finanțare de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila și chiar sper eu să le și ducem până la capăt, pentru că asta este și scopul nostru. Curtea Liceului Unirea, domnule... Curtea Liceului Unirea, noi am alocat de foarte multe ori bani, din păcate, nu știu, acolo cred că trebuie să mergem noi, dumnealor sunt foarte buni pe educație și învățământ, dar pe partea de investiții trebuie să le facem tot noi. Așteptăm acum un proiect de la
Compania Națională de Investiții, care, pentru care am primit vestea cea mare că a trecut de Comisia Tehnico-Economică din cadrul Ministerului Dezvoltării, deci practic urmează să se emită ordinul de ministru cu privire la aprobarea finanțării construirii unui centru de perfecționare și unui centru de studii pe anumite domenii de specialitate. Este o bucurie pentru noi că am reușit să traversăm și această etapă. Așteptăm să vedem când Compania Națională de Investiții va demara procedurile de achiziții și când se vor începe lucrările. Probabil după ce se va finaliza și această investiție, pentru că știți foarte bine că atunci când intră un constructor într-o curte, curtea se mai degradează și poate că într-un fel toată întârzierea asta a fost de bun augur. Spuneați în emisiunile noastre de acum niște ani în urmă că centura actuală o să devină un bulevard și că se face o altă centură. Mai este valabilă această idee? Suntem la stadiul în care urmează să dăm drumul la lucrări. Da, adică, deja da? Sigur că da. Prin proiectul acesta de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere, avem prevăzut inclusiv trotuare și iluminat public pe, și piste de biciclete pe tot ce înseamnă centura actuală a municipiului Focșani, iar prin proiectul de construirea autostrăzii Ploiești-Pașcani, urmează să se construiască practic o rută ocolitoare a municipiului Focșani cu această autostradă. Ei, mai avem de așteptat. Nu foarte mult, atât timp cât, iată, deja pentru anumite tronsoane cuprinse între Ploiești și Buzău, deja au fost adjudecate procedurile de licitație pentru lucrări. Deci proiectul tehnic este gata, acum se lucrează la proiectul tehnic pentru zona Buzău-Focșani. Din campania auzi despre proiectele astea, despre... Nimic nu se face după zi pe alta, stimată doamnă, și mai mult decât atât, gândiți-vă că totuși este vorba despre autostradă și durează foarte mult la noi procedurile de achiziție, pentru că, așa cum vă mai povesteam și cu alte ocazii, procedurile acestea sunt extrem de greoaie și durează enorm, mai ales dacă mai apar și contestații, atunci chiar este o mare problemă cu privire la aceste aspecte. Eu nu înțeleg contestații. Cine să conteste și de ce? Cei îndreptățiți, care se consideră afilizați în aceste proceduri. Firmele care au licitat și care nu au fost desemnate câștigătoare au dreptul să conteste la Compania Națională de Soluționare a Contestațiilor, la Comisia Națională de Soluționare a Contestațiilor și se așteaptă, sunt termene, sunt proceduri în derulare pe care nu le poate sări nimeni. Mi pare bine că sunteți optimist în ceea ce privește autostrada. Eu sper. Noi am emis deja avizul pentru zona de extravilan a municipiului Focșani cu privire la acest proiect. Sperăm să fie gata cât se poate de repede, tocmai pentru a putea să ne bucurăm și noi de această autostradă. Spuneți, domnule primar, cum vă descurcați totuși cu plata curentului, a gazului, că am înțeles că s-a triplat sau este foarte neplăcut ce se întâmplă? Este extrem de neplăcut, așa cum vă spuneam chiar la începutul acestei emisiuni. Avem o problemă legată de aceste creșteri exponențiale ale prețurilor la tot ce înseamnă resurse energetice, însă am beneficiat și de aceste plafonări impuse de Guvernul României, însă totuși și în aceste condiții costurile, cheltuielile la bugetul local au crescut foarte mult și în special la unitățile subordonate, pentru că vă dați seama, inclusiv toate unitățile de învățământ, tot ce înseamnă unități subordonate primăriei municipiului Focșani, Consiliul Local al municipiului Focșani, sunt unități care consumă și toate acestea se răsfrâng asupra bugetului local. Dar benzina asta foarte scumpă, ce părere aveți despre ea? Este, din punctul meu de vedere, un lucru total neplăcut pentru toți cetățenii, dar e în contextul actual, geopolitic, după cum vedeți foarte clar, ceea ce se întâmplă, nu numai la noi, dacă ar fi doar în România, să spunem, un preț exorbitant la benzină și motorină, atunci ar fi o problemă delicată. Însă, cam fiecare stat european și Guvernul României văd că se gândește în acest moment să aplice măsuri cu privire la plafonarea sau la compensarea anumitor
diferențe față de prețul actual practicat de comercianții de combustibil. Astăzi am întrebat niște persoane cum li se pare, unul a spus că e foarte greu, altul a spus, e perfect. Dacă e perfect, e perfect. Depinde acum de fiecare cum se descurcă și ce surse de venit au și ce activități desfășoară, dar în general nu cred că este perfect atât timp cât acum jumătate de an prețul motorinei era 5 lei și acum e 9 lei 50. Adică creșterea este de aproape 100% și mai ales atunci când ești dependent, să spunem așa, de un mijloc de transport, când ai activitatea de așa natură pe care trebuie să o desfășori doar cu mijloace de transport, atunci costurile sunt semnificative. Da, dacă, eu știu, ești funcționar și ai un program de muncă fix, un loc de muncă fix și poți să ajungi și mai ales în municipiul Focșani se pot străbate foarte ușor distanțele din municipiul Focșani, chiar și cu mijloace de transport în comun sau cu bicicleta. Cu bicicleta sau pe jos în condițiile în care ne permite, bineînțeles, când ne permit condițiile atmosferice. Dar în viitor vom veni cu alternativă și în acest sens. Tot prin programul proiectul de reabilitare și resistematizare vom construi peste 12 km de piste de biciclete. Doamne ajută, bine, cine poate să meargă pe bicicleta? Acum câteva luni o sticlă de ulei era 40 de lei, acum e 150 de lei, deci prețurile sunt foarte ridicate, să știți, la limba. Bine, nu, asta o discutăm așa, ca să discutăm la reziunează nicio treabă cu treburile astea. Nu, ați spus totuși niște prețuri prea mari, 150 de lei o sticlă de ulei. Da, o sticlă de ulei, nu dau nume, că n-am 15 lei, poate, 15 lei, așa, da. Da. Că speriem telespectatorii. 15 lei, foarte multe, de 4 ori mai multe. Așa este, da. Într-adevăr, sunt creșteri semnificative și toate aceste creșteri se vor resimți până la urmă în prețul final al alimentelor și al medicamentelor, pentru că la urma urmei produsele de bază ar trebui din punctul meu de vedere să fie subvenționate, să găsească o formulă prin care această, măcar o gamă de produse de bază strict necesare pentru toți cetățenii României să fie subvenționate din punctul meu de vedere. Spunea un neamț, acum nu mai știu dacă e valabil, niște ani în urmă, că la noi prețul pâinii n-a crescut niciodată. Adică pâinea cea de toate zilele este la un preț accesibil. E posibil să fie o politică, nu cunosc, din păcate. S-ar putea să nu mai fie așa nici la ei, dar... Mă îndoiesc. Mă uitam, domnule primar, în piață. Oamenii săraci vând roșiile, vând cu prețurile de anul trecut. Și stau în colcă, mereu vă aduc aminte de piață, stau în colcăia la aia vara, este imposibil, iarna stau în frig, chiar nu se poate rezolva și problema lor până la urmă, deci problema noastră, că de acolo nu este, este problema tuturor. Eu am avut mai multe discuții, s-ar părea că, nu știu, parcă suntem loviți de ghinion cu această administrație a piețelor. Și eu recunosc că probabil dacă ar fi fost o voință mai solidă din partea celor din conducerea acestei societăți, s-ar fi reușit cu mult timp înainte să se facă ceea ce mi-am dorit, de fapt, din prima clipă când am preluat mandatul în 2016, să reabilităm integral piața Moldovei. Dar nu vreau să comentez. În acest moment am preluat noi această situație deja am declanșat un concurs de soluții pentru modernizarea pieței. Așteptăm să avem oferte. În momentul în care vom avea un proiect câștigător, atunci îl vom prezenta și îl vom supune dezbaterii publice și partea cea mai dificilă va fi să identificăm sursa de finanțare, deoarece Uniunea Europeană nu finanțează asemenea proiecte. Nu finanțează. Singura soluție, din punctul meu de vedere, este să apelăm iarăși la un împrumut bancar dacă situația economico-financiară a bugetului municipiului Focșani va permite acest lucru. Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult și vă mai aștept la emisiunile noastre. Cu mult drag. În felul ăsta țineți legătura cu cetățenii județului, ai municipiului. Da. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună, dragi focșani. La fel și noi. La revedere, stimați telespectatori.